În primul rând, Hristos a înviat. Vă mulțumesc pentru invitația la acest eveniment. De asemenea, mulțumesc tuturor celor prezenți și presei care asistă la dezbaterea pe care o prilejuiți aici la Palatul Parlamentului. Referendumul pentru familie este esențial pentru România. Cred că trebuie să fie deasupra oricăror jocuri politice și oricăror interese de tip electoral. Referendumul pentru familie nu trebuie să devină nicio minge de ping-pong între puterile implicate în jocul politic și nici între instituțiile statului, instituții judiciare și grupuri de presiune străine. Noi cu toții, eu ca parlamentar al Partidului Național Liberal, colegii mei dinainte ca parlamentar ai PSD, cât și parlamentarii de la toate grupurile din Parlamentul României, cunoaștem și înțelegem esența fundamental creștină și esența identitară a demersului referendumului pentru familie. Desfășurarea acestui referendum înseamnă, în primul rând, respectarea principiului suveranității poporului. Nimeni nu este mai presus de Constituție și nimeni nu este mai presus de suveranitatea poporului, iar acest lucru este valabil și pentru președintele României, și pentru parlamentari, și pentru judecătorii de la CCR, și pentru toate instanțele de judecată din România. Cred și sper că nimeni nu va mai recurge la astfel de tertipuri de tergiversare a referendumului și cred că președintele Iohannis are datoria morală de a promulga în regim de urgență legea tehnică, legea care privește organizarea procedurală a referendumurilor de modificare a Constituției. Când vorbim de acest referendum, suntem creștini. Când vorbim de acest referendum, suntem români și ne asumăm o identitate națională și ne asumăm mai precis de orice dreptul nostru de a democratic de a decide în baza libertății de conștiință și în baza valorilor lumii libere. Nimeni nu este în măsură să ne impună cum să gândim, să ne impună ce să facem. De asemenea, am observat în ultima perioadă cum acest referendum este perceput ca și cum ar fi o chestiune care ar inflama societatea sau care ar crea fracturi. Nu! Acest referendum ne unește. Ne unește pe noi toți care suntem ortodoxi, catolici, protestanți, neoprotestanți, mozaici, pe toți care credem în niște valori și care apărăm fundamentele civilizației. Această civilizație întemeiată pe Vechiul Testament și pe Noul Testament, o civilizație care a moștenit principiile libertății, egalității și demnității umane de la Iisus Hristos, nu de la Marx, de la Robespierre și de la Lenin. Cred că este esențial să înțelegem că suntem în fața unei provocări fundamentale pentru viitorul României. Alegem oare să trăim într-o lume relativistă, într-o lume în care valorile morale sunt călcate în picioare, într-o lume în care ordinea naturală este răsturnată, într-o lume în care nefirescul este așezat în locul firescului, iar firescul este pedepsit penal? Eu spun că nu. Și trebuie să încetăm cu teama de a mai spune un nu clar corectitudinii politice, ideologiei de gen, marxismului cultural, din care derivă și ideologia LGBT, pentru că fundamentele acestei lupte de clasă pe care unii încearcă să o introducă în societate, pornind inclusiv de la ideologia LGBT și ideologia de gen, sunt aceleași cu ale Revoluției Bolșevice de acum 100 de ani și merg pe aceleași baze ideologice ale școlii de la Frankfurt, ale lui Marcuse și Gramsci. Deci sunt resorturi de gândire totalitară. Nu au de a face cu ideile de toleranță, cu ideea de respect, cu ideea de pluralism. Iar miza nu este atât una de natură juridică, una de care ține de anumite drepturi sociale. Nu, miza este răsturnarea ordinii normale și răsturnarea lumii în care trăim astăzi. Iar această ideologie este doar un instrument. Iar aici nu vorbim de o chestiune
de drepturi și libertăți. Chestiunile de drepturi și libertăți sunt reglementate foarte bine și în legislația românească și în legislația europeană. Vorbim de cu totul și cu totul altceva. În cazul în care acest referendum pentru familie nu va avea loc, libertatea de gândire, libertatea de expresie și libertatea de conștiință vor avea mari probleme în România. Și mă uit ceea ce se întâmplă în foarte multe țări, unde această ideologie a totalitarismului postmodern, deconstructivist și antilibertar încearcă să se impună așa, pas cu pas. Mă uit cum în Spania un preot este condamnat juridic pentru că citește un paragraf din Sfânta Scriptură. Mă uit cum în Statele Unite un funcționar public este condamnat la închisoare pentru că își manifestă dreptul la libertate de conștiință. Mă uit cum chiar zilele trecute în Marea Britanie un copil este condamnat la moarte în numele așezisului interes superior de către un judecător activist. Și e o chestiune europeană. Hai să ne mai cramponăm de instanțe, pentru că avem foarte multe cazuri în care judecătorii își depășesc foarte mult competența. La CEDO, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, au existat cazuri și în România, dar nu la același nivel. Și trebuie să înțelegem că respectul pentru lege pornește de la respectul pentru vot, vot liber, legal și universal, subliniez legal, și pornește de la respectul principiului suveranității poporului. România este într-un exercițiu de suveranitate. Vrem noi oare să ne exprimăm un drept liber, legal și constituțional câștigat prin sângele a peste 1000 de tineri care s-au jertfit la Revoluție și prin sângele a sute de mii de martiri și de eroi din închisorile comuniste, despre care azi amintim tot mai rar și de care începe unora să le fie rușine tot în perspectiva corectitudinii politice? Sau vrem noi pur și simplu, ca peste 50 de ani, în momentul în care îți faci o cruce când treci pe lângă o biserică, să te salte mascați? Sau vrem noi să transformăm sistemul de educație într-un sistem de reeducare, precum de care ar fi mândri Lukács sau Zinoviev de acum 100 de ani? Un sistem de răsturnare a ordinii morale? Vrem să scoatem în afara legii libertatea de conștiință? Vrem să destructurăm socioeconomic lumea întreagă pornind de la dărâmarea familiei? Nu degeaba să spunea că familia ar fi celula de bază a societății. Bine, limbajul unor ar putea suna oarecum de lemn, dar inclusiv din perspectiva construirii economice, a întregii armături sociale, familia este esențială. Familia este esențială și pentru valorile morale. Dar dincolo de familie avem tentativa unor grupuri și a unor formațiuni de a construi ceea ce a încercat și comunismul să construiască, omul nou. Și cum poți construi omul nou? Distrugându-i identitatea, distrugându-i valorile spirituale, îndepărtându-l de rădăcini, rupându-l de comunitate, rupându-l de țară, rupându-l de familie. Și de aceea asistăm la această ofensivă la nivel european, tocmai în perspectiva conturării unui fel de om nou, al globalismului, un om ușor de controlat, care nu știe de unde a venit, încotro se îndreaptă și pe ce cale merge. Una peste alta, aici trebuie să trecem peste toate diferențele politice și trebuie să ne asumăm că e vorba de viitorul acestei țări, e vorba de destinul României. Așadar, în momentul de față, toți cei care luptăm pentru acest referendum să fim conștienți că parcurgem etapele unui act istoric, unui act de demnitate națională a poporului român. Să nu ne fie teamă, să ne asumăm valorile creștine și să ne asumăm moștenirea identitară a acestui neam din care facem parte. Și această chestiune include pe toți cei care înțeleg că libertatea interzice aceste forme de ideologii totalitare care se insinuează foarte abil și foarte pervers pornind de la cuvinte aparent cum ar fi corectitudine, non-discriminare și așa mai departe și ducând tot acolo unde au încercat să ne ducă regimurile totalitare din trecut. Eu vă mulțumesc pentru invitație, vă rog să aveți curaj, vă rog să îndrăzniți și să mărturisiți acest drum, pentru că până la urmă doar adevărul ne poate face liberi.